Și-au bătut joc pur și simplu de el. Nu-l primeau în expozițiile anuale care se făceau, sau expozițiile Bucureștiului. Țuculescu, târziu, înainte de a dispărea, înainte de a muri, a fost primit. Țin minte, la Muzeul Simu s-a deschis o expoziție de stat, cum se numea atunci, da? În care a fost primit pentru prima oară, cred că prin anii 59-60, așa, cu o lucrare, dar pusă de așa manieră ca să nu o vezi. Acolo intrai prin niște coloane, era un hol, după aceea alte coloane, și era pusă. Eu care știam că am fost avizat de către Paul Gerasim că este un Țuculescu, să mă duc să-l văd, am intrat și era să ratez întâlnirea cu Țuculescu, cum era pus. Mircea Deac, care mai târziu s-a erijat în marele descoperitor al lui Țuculescu și a scris despre el, era în minister și când a ieșit de la juriu, mi-a povestit Paul Gerasim și am relatat-o și la rândul meu, Paul Gerasim, care era generații cu Deac, îi spunea: Mircea, dragă, vezi că Țuculescu aici a fost primit, cumpărați-i. Și a spus lui Paul, zice, tu vezi de treaba ta, de viața ta, nu te îngriji de Țuculescu. Așa era privit Țuculescu. La 3 ani de când Ion Țuculescu se stingea din viață, izolat, puțin cunoscut de public și chiar de confrați, total ignorat de autorități, lumea artistică românească descoperea cu uimire un artist puternic și original, un creator cu un mod radical și profund de a-și gândi și trăi arta. Marea expoziție retrospectivă, deschisă în luna februarie 1965 la Sala Dales din București, prezenta la oaltă aproape 300 dintre tablourile pictorului, construind și impunând dintr-o dată în conștiința vremii primul mit cultural de după 1945. Astăzi, pare destul de clar că regimul comunist, într-un moment în care virează de la ideologia comunist-internaționalistă la cea naționalistă, confiscă practic opera lui Țuculescu pentru a acredita o direcție ideologică în artele plastice. În același an, 1965, se publică și cartea de microbiologie dedicată lacului Techirghiol, rezultat al cercetărilor științifice făcute de un colectiv din care face parte și Ion Țuculescu. Mitul este așadar complet. Avem un mare om de știință și un mare artist într-o singură persoană cu care se pornește o nouă epocă. Încă din aprilie 1964, odată cu declarația publicată în Scânteia de către Comitetul Central al Partidului, se produce o ruptură prin care Partidul, atunci Muncitoresc Român, peste un an devine Partidul Comunist Român, Partidul Muncitoresc Român își trasează, practic, își delimitează teritoriul său ideologic-politic și cultural, în anumit sens. Anume, un teritoriu care se rupe din internaționalism, se rupe din retorica, din propaganda internaționalistă, care, sigur, era sovietică. Da? Se depărtează de Uniunea Sovietică, păstrează niște relații mai adânci cu lumea capitalistă, deja sunt vizitele, schimburile de mesaje simbolice, de fapt, politice între România, Franța, România, Statele Unite, România, Anglia. Deja se produce această particularizare a României de partea cealaltă, de partea cealaltă a Uniunii Sovietice. Declarația este un adevărat cutremur. Declarația va fi prelucrată instantaneu, o lună după aceea, în cercurile culturale.
va fi prelucrat de Uniunea Artiștilor Plastici, de pildă. Și prelucrat într-o singură direcție. Cum să facem să avem o altă voce, vocea noastră, românească, după deceniile, mă rog, 15 ani, în care tot ceea ce a însemnat românesc a fost bine controlat și bine temperat. În 1965, despre Țuculescu se scrie Comarnescu, 65 până 67, pentru Comarnescu va fi cel care nu doar va scrie despre Țuculescu, el face expoziția de la Bienala de la Veneția cu Țuculești. El apoi îl promovează mai departe pe Țuculescu ca figură, ca nou mit, ca nou erou cultural al noi ideologii, a noi, cu adevărat noi ideologii, care e nouă veche. Care sunt coordonatele pe care ideologia comunistă a vremii își asumă opera și promovează opera lui Țuculescu? Noului mit cultural îi sunt găsite primele fațete importante, primele fațete cele mai strălucitoare, anume interpretarea patriotică, patriotardă a folcloricului. Această latură strălucitoare în care folclorul devine manifestarea pregnantă a atașamentului la particularismul naționalist pus înainte de ideologia comunistă românească. În tot acest context, hai să spunem, Țuculescu a avut un destin fericit pentru o perioadă limitată de timp, din păcate. Cred că lucrul acesta nu ar fi fost posibil la o asemenea învergură dacă Țuculescu ar fi trăit. Cu siguranță era un personaj foarte incomod și, în ciuda faptului că își dorea, firesc, ca orice creator, o notorietate, nu ar fi acceptat foarte multe dintre compromisurile, în ultima instanță, benefice și a contextului care, în final, a favorizat opera pentru o mai bună cunoaștere. O serie de scriitori, de oameni de cultură, de critici de artă și-au dat seama că o parte a operei lui Țuculescu, cea pornită din folclorul național, poate fi valorificată în acest sens. Și atunci, sigur că s-a marșat pe perioada folclorică a creației sale, a fost destul de bine și discret estompată perioada abstracționistă. Tatăl meu nu era artist și zicea, am un prieten care face și el pictură. N-a făcut studii, n-a făcut bele artele, dar face pictură. Și e medic. Noi fugeam ca dracu de tămâie. Ca să ajungem la Țuculescu, că despre el era vorba, dar noi habar n-aveam, duși de Paul Gherasim. Așa am intrat noi în atelierul și am văzut lucrările lui Gherasim și am ajuns să îl cunoaștem pe colegul de bancă al lui taică meu, care făcea pictură, dar era medic. Era Țuculescu. Vreau să spun, viața îți joacă și fel de fel de glume, feste și întâmplări. Stătea încă la Lizeanu. Nu era cu mult înainte de a muri. Erau lucrări peste tot, pe toți pereții erau. O impresie puternică în sensul că îmi dădeam seama că lucrează și că lucrează dintr-o convingere și cu o pasiune și v-aș minți să vă spun că l-am catalogat în vreun fel, dar impresia mi-aduc aminte că a fost puternică. M-a frapat, eram cu ochii deschiși și mai ales cu gura căscată la Paul, de la care, văzând, cum să vă spun, deschiderea, atenția și, în fine, respectul pe care îl arăta, el era considerat un, cum să vă spun eu, nu un amator undeva, un autodidact, un pe care nu îl luau foarte în serios, decât niște unii din ei care aveau pătrunderea meseriei, cum, de exemplu, ar fi fost Paul Gherasim sau chiar Ion Nicodim, care aveau calitatea de a
cântării. El era resimțit în rândul tinerilor creatori după 65 ca un... Ca un deschizător de drumuri și ca asta un da. Adevărat pictor. Asta da. Asta vă spun când ziceai Țuculescu, nu ziceai un oarecare. Nu. Dar după 65. După expoziția de la Palat. Da. În țară a avut o influență foarte mare și de mare durată, vreau să spun. Toată școala de pictură de la Poiana Mărului, care a stat sub semnul autorității lui Bernea și a talentului lui, de talent de vizionar, aș spune, a stat sub influența lui Țuculescu. Știu lucrări pe care Horea, că noi am avut atelierele în șelari apropiate, eram vecini. Horea îmi arăta, uite-te, în lucrarea aceasta, cu mai multe dealuri, așa, cu niște forme mai contorsionate, zice, aici m-am gândit la Țuculescu. Afirma lucrul acesta. A fost marcat profund. Eu cred că erau și niște naturi umane apropiate. Sigur că noi ne-am dat seama că eram maturi. Noi aveam până în 30 de ani, nu? Când se manipula în sensul acesta cu Țuculescu ca expresie a artei noastre populare dusă în pragul intelectualității. Ne-am dat seama, numai că dumneavoastră nu puteți să vă imaginați ce teroare am trăit noi. Toată tinerețea noastră a fost cu frica de a nu vorbi, de a nu fi auzit, de a nu fi interpretat. Deci asta era atmosfera. Și desigur că noi eram conștienți de felul cum este utilizat Țuculescu și în ce scopuri, dar nu puteai să te pronunți. Cine era însă Ion Țuculescu înainte de anul 1965? Ce a însemnat el în cele două perioade distincte din viața sa și a istoriei timpului său, înainte și după instaurarea comunismului în România? Cum s-au împletit în aceeași structură omul de știință și artistul autentic, de formație autodidactă, privit cu reticență de mulți dintre contemporanii săi? Țuculescu încă de la sfârșitul anilor 30, când începe să facă seria lui de expoziție, l-a avut, cred că până la, nu interzicerea, ci până la obloanele trase peste expunerea publică a operei sale după 1945, l-a avut deja vreo, până după 1947, avusese deja vreo 5 expoziții cu care se auguse remarcat. Adică remarcat în sensul în care George Oprescu, de pildă, scrie despre el, entuziasmat în anii 40. Adică entuziasmat ca despre o mare apariție. Sfârșit de 30, pe parcursul anului 40, deci steaua lui este în permanentă urcare. După 47, steaua lui, interioară, ca artist, este foarte bine. Dar din punct de vedere social, public, ca impact asupra lumii, nu în lumii artistice, ci asupra lumii, celor interesați de artă, este minim. Practic, singura lui expoziție, înainte de aceea, de după moartea sa, din 1965, în 56, e făcută acasă, așa expoziție, într-un totul privată. Adică, de pildă, Victor Eftimiu îl vizitează. Sunt oameni importanți care îl vizitează. Dar este totuși o expoziție în care regimul nu are absolut niciun fel de... și apoi e 56, Revoluția de la Budapesta. E un an extrem de nevralgic. Atât se întâmplă cu el din punct de vedere al recunoașterii în această perioadă. Putem spune că până la urmă era un marginal. Deci a fusese spre centralitate înainte de 47, apoi merge spre marginalitate, ca dintr-o dată din 1965 să fie pus în miezul tuturor speranțelor ideologice, artistice, atât ale regimului, pe partea de propagandă, cât și ale noii generații de artiști, pe partea de legendă. Legendă și model artistic. E o chestie absolut surprinzătoare, nu? O punte între două lumi care într-un fel ar fi trebuit să se antipatizeze. Faptul că nu avea studii ar fi putut să-i dăuneze sau a făcut ca să fie desconsiderat de unii, dar este o simplă chestiune formală.
Pentru că în cazul lui nu avea nevoie de așa ceva. El a fost un spirit extrem de puternic, care a reușit, de fapt, să se autocreeze, să se modeleze ca autodidact, dar cu niște rigori surprinzătoare. El chiar a fost un om de știință aplicat, ale cărui lucrări, deși nu au fost atât de mult popularizate, au avut o importanță în dezvoltarea microbiologiei din anii 50-60 și au fost recunoscute pe plan internațional, lucru care a avut la rândul lui importanță și în pictura sa, pentru că multe dintre lucrările sale sunt rezultatul observațiilor prin microscop și există mărturii și în acest sens cum acest tip de reprezentare în diafragmă a unor suprafețe picturale caleidoscopice și bine structurate pornesc de la observațiile pe care tânărul, maturul Suculescu după aceea le făcea aplecându-se adesea spre studiul faunei marine, dar și a celui sunt cunoscute cele din lacul Techirghior. Omul nu este deloc mai prejos de arta sa. Personalitate de excepție, de o forță psihică și o energie vitală ieșite din comun, Suculescu face o impresie puternică asupra celor care îl cunosc. Cunoscutul actor Ștefan Sileanu a fost atras de pictură în adolescență. În timp ce era elev la liceul Tonița, el a avut șansa să locuiască pentru o perioadă la familia Suculescu. Într-o duminică a apărut domnul Suculescu. Numele de Suculescu mi-era cunoscut pentru că fiica lui era colegă cu mine la liceu. Mi-a făcut o impresie extraordinară. În primul rând, era un bărbat înalt, foarte frumos, elegant. Avea un costum, țin minte, gri, așa, milpon. Și m-am dus cu el în expediția asta a mea. Și peste o săptămână eram la el, în strada Lizeanu. Nu știu ce atracție a avut el pentru mine. Eu cred că el și-a dorit foarte tare un băiat. Avea trei fete și și-ar fi dorit un băiat. Pe urmă, mi-a spus de mai multe ori că semăn foarte mult cu fata lui cea mică, Ioana. Ion Scurtulescu este una dintre puținele rude în viață ale pictorului. El este fiul Dorinei, sora cea mică a lui Ion Suculescu, și are multe amintiri legate de unchiul său, alături de care păstrează fotografii vechi de familie și câteva tablouri semnate de acesta. Fotografia lui din tinerețe, asta era la bunicii mei, pe una din mobilele care, bineînțeles, că au dispărut. Da. Aici sunt două fotografii în care sunt tanti Mary, deci soția lui și maica mea, în tinerețe. Iată din nou o fotografie cu preotul Papinian și soția lui, deci bunicul artistului, nu? Și străbunicul meu. Iată o fotografie cu nenea Iancu, cu doctorul Papinian, nu? Al cărui portret e la Craiova, în tinerețe. Iată fotografiile acelea despre care vă vorbeam cu bunicul meu, deci tatălui tânăr. Acest om de o vigoare extraordinară, care a transmis energia lui enormă, a transmis-o și copiilor lui, și lui, și lui bebe. Deci, iată pe bunicul meu și pe bunica mea la bătrânețe. Deci, cel pe care l-ați văzut tânăr adineauri este acum cu soția lui la bătrânețe. Impresia mea când am intrat în casă, am urcat niște scări, era o casă cu camere
mici, pereții erau tapetați cu, cu tablouri și cu covoare. Covoare, scoarțe oltenești. Și nu erau, erau vreo patru camere, dar mici, nu erau... Se tea cu o chirie la un iaurgiu, Papadopol. Era un om fascinant și eram, îl ascultam cu fascinație. Nu îl întrebam nimic. Era un om exuberant în familie, foarte sobru și rezervat cu străinii. Era de o frumusețe neverosimilă. Se vede și din fotografii, se vede oarecum. Da. Râsul lui era extraordinar. E un râs foarte, foarte frumos. L-a avut și acum, bineînțeles, în memorie. S-a spus mereu că era sărac, că e foarte adevărat că nu ducea extraordinar, pentru că el nu câștiga, nu era angajat nicăieri, deși făcuse două facultăți. Și terminate cu brio. Dar casa lui era plină de tablouri extraordinare, care de o foarte mare valoare. Unul din ele, Fetița cu portocala lui Lucian, reprodus peste tot, un tablou celebru de Lucian. Mulți, Pătrașcu avea un cult pentru Pătrașcu, pentru rigoarea picturii lui. Și două sau trei tablouri de Andreescu. Pe el interesa foarte puțin cum îl priveau ceilalți. El fiind rezervat cu străinii, dar dacă era o discuție între artiști sau despre artă, părerile lui puteau fi extrem de dure. Adică el nu menaja. Părerile lui nu menajau. Și asta îl făcea temut. Era un om în care simțeai o asemenea putere originară, încât te și temei de el. Opiniile acestea, radicalitatea lor, ați simțit-o de altfel chiar pe piele? Da, am și povestit, nu? Când mi-a spus că n-am talent. El vorbea de pictorii pe care îi admira, de maestri, de Paul Klee, de Van Gogh, bineînțeles, de maestri români ca Lucian, ca Andreescu, ca Toniță, îi plăcea Toniță, Pătrașcu mai ales, pe care îl pronunța Pătrașcu, nu Pătrașcu, așa pronunța el. Muzical, era atras de arta muzicală modernă, îmi plăcea. Odată țin minte că a zis că se duce într-un loc unde poate să asculte Alban Berg, apăruseră Schönberg. Ion Țuculescu s-a născut pe 19 mai 1910 la Craiova, fiind al doilea din cei trei copii ai unei familii de intelectuali. Tatăl său, Ioan Țuculescu, un om de acțiune, cunoscut în urbe prin actele sale de caritate, a fost institutor și apoi director timp de aproape trei decenii la școala Ion Eliade Rădulescu din localitate. Sediul acesteia, de altfel, a fost construit din inițiativa sa prin chetă publică. Mama artistului, Virginica, institutoare la aceeași școală, și-a dedicat o bună parte din timp educației copiilor. Legat puternic de familia sa de-a lungul întregii vieți, Țuculescu i-a și portretizat pe mulți dintre membrii acesteia.
A fost crescut până la vârsta școlii în curtea Bisericii Sfântul Spiridon din Craiova de bunicul dinspre mamă, preotul Ion Papinian, tata mare, cum îi spuneau nepoții, rămânând puternic legat afectiv de acesta. Clasele primare le va face la școala Ion Ilie Dărdulescu sub îndrumarea părinților, iar cursul superior la Colegiul Carol I, fiind un elev sârguincios, chiar sclipitor la unele materii. Apropierea sa de pictură a fost un drum lung și anevoios, cu izbânzi, dar și cu dezamăgiri și îndepărtări ce puteau părea definitive. După mărturisirile pictorului și ale soției sale, episodul declanșator s-a petrecut în 1923, la vârsta de 13 ani, în primul an de colegiu. Atunci, va asista plin de curiozitate la o ședință de poză a lui Eustațiu Stoienescu, artist consacrat în epocă. Sub puternica impresie a actului de creație, în drum spre casă, cumpără de la o librărie toate vopselele cu care pictează pictorii. Singur, dar și sub supravegherea fratelui său, Șerban, care își încerca destoinicia atât în pictură cât și în sculptură, va lucra asidu făcând copii după lucrările din casă. Beneficiază de îndrumările profesorului său de desen, Eugen Ciolac, și putem presupune că îl frecventa destul de des și pe maestrul Eustațiu Stoienescu, din moment ce acesta, în 1928, lucrând la fresca de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, îl folosește pe tânărul său discipol ca model pentru a-l întruchipa pe sfânt. Tânărul îndrăgostit de pictură își câștigă repede o notorietate în urbea natală. La numai 2 ani de când își descoperise pasiunea, în mai 1925, deschide o expoziție împreună cu fratele său Șerban și cu Dumitrescu Hagiu, pictor local format la școala de artă din München, în sala de recepție a Palatului Prefecturii din Craiova. Primele tablouri expuse de viitorul artist sunt peisaje și naturi statice, ușor naive, în gustul epocii, dar care vor stârni vâlvă printre cronicarii de artă. Fortunescu, profesor de franceză, titular vreme de 2 decenii al cronicii de artă plastică din publicația craioveană Arhivele Olteniei, i-a făcut tânărului artist, de numai 15 ani, o prezentare elogioasă. Expoziția a avut mare succes. Tablourile s-au vândut, iar cu banii câștigați, tânărul pictor va face o excursie în Italia cu școala, având astfel posibilitatea să vadă pe viu capodoperele Renașterii și Barocului. Asta e unul din tablourile care au făcut parte din expoziția lor copii de, adolescenți, de 14 și 16 ani, nu? Când el și cu Bebe au avut expoziția aceea, care a avut mare succes, deci ei fiind aproape copii, și au câștigat suficienți bani ca să facă o excursie în Italia. Deci e unul din tablourile acelea. Această îngrămădire de legume era pictată în același timp de amândoi. Însă tabloul lui Bebe, pe care unul din băieții lui l-a luat, nu mai e în țară, tabloul lui Bebe nu avea coșul. Și această simplă adăugare a coșului ne arată că era vorba de un pictor născut, în timp ce Bebe, sculptor născut, se mulțumea cu conturile acelea seci, așa cum pictează un sculptor. În timp ce el are contururi mult mai sfumate, deci mai libere, mai pierdute nițel. Iată o pictură de sculptor, este portretul mamei mele făcut de Bebe, când era maică-mea adolescent și e și semnat, Șerban Suculescu. Tablourile lui din copilărie, cum să spun, am copilării cu ele, că erau în casă.
În ciuda succesului, spiritul critic dezvoltat, precum și impresia puternică produsă de vizita în Italia, îl fac să realizeze că drumul până la arta adevărată este unul foarte lung. Nu vreau să fiu un biet pictor mediocru, va spune, optând pentru o meserie cu profil științific și înscriindu-se astfel în 1928 la Facultatea de Științe Naturale din București, iar un an mai târziu și la Facultatea de Medicină. În 1929 o cunoaște pe viitoarea lui soție, Maria Fotiade, studentă și ea în primul an la medicină. Se vor căsători 6 ani mai târziu, pe 5 mai 1935, la Craiova, într-una din cele 2 case ale bunicului matern, preotul Ion Papinian. Maria își va pune amprenta asupra destinului său, îndemnându-l mai întâi să se reapuce de pictură, apoi susținându-l pe parcursul unei căsnicii de peste 3 decenii pentru a-și împlini destinul artistic. Reîncepe să picteze în 1935. Face peisaje din țară ori mediteraneene, naturi statice, studii diverse și copii. Se resimt influențe din maestrii vremii, Lucian, Andreescu, dar mai ales Petrașcu, cei pe care de altfel îi recunoaște și evocă, dar și racordări tematice și stilistice la școala de la Balcic. Este și perioada în care acumulează o cultură solidă și variată, artistică și științifică, în care studiază muzee de istorie, științe naturale, etnografie și artă, în care întreprinde câteva esențiale călătorii de studiu în străinătate, căci între 1930 și 1937 vizitează de mai multe ori Constantinopolul, Grecia, Ciprul și Egiptul, iar în 1937 Italia, Elveția și Franța. Țuculescu reface astfel trasee tipice, obligatorii ale artiștilor români în epocă. Din panorama extrem de bogată de curente și tendințe ale momentului, în care se consemnaseră deja cele mai importante mișcări de avangardă ale primei jumătăți de secol, Țuculescu se arată mai deschis cuceririlor expresioniste. După mărturiile rămase, o mare retrospectivă Van Gogh l-a impresionat aparte pe tânărul artist. Este vorba nu doar de opțiunea sa pentru expresionism, ci și despre o opțiune existențială și creatoare, semnul unei întâlniri de profunzime între 2 destine apropiate. În 1938, când artistul este plecat să-și satisfacă stagiul militar, soția îi face o surpriză. Închiriază una dintre sările Ateneului Român pentru deschiderea unei expoziții personale. Maria va reuși să achite cei 10.000 de lei, preț piperat pentru veniturile lor modeste, abia cu puțin timp înainte de vernisaj. Din mărturisirile artistului, aflăm că la vernisaj nu a venit nimeni și nici în următoarele 12 zile publicul nu s-a prea înghesuit. Abia în a 13-a zi se întâmplă miracolul. În rotonda Ateneului este depus corpul neînsuflețit al lui Octavian Goga, astfel că cei veniți să-și a rămas bun de la poet vor vedea și expoziția. În cele câteva zile rămase până la închidere, Țuculescu va reuși să vândă lucrări în valoare de 120.000 de lei, sumă demnă de invidiat de oricare dintre pictorii profesioniști din epocă. Dincolo de anecdoticul situației, această primă expoziție personală făcea ca numele lui Țuculescu să irumpă zgomotos pe scena artistică românească, o apariție consemnată ca atare de cronicarii vremii, printre care George Oprescu și Petru Comarnescu. Tendința expresionistă nu se instalează însă fără oscilații și reveniri ce vorbesc despre concesiile artistului față de gustul și presiunile estetice ale epocii.
În 1939, termină Facultatea de Medicină cu mențiunea Magna Cum Laude și va fi apoi concentrat în repetate rânduri ca medic militar. Moartea bunicului său dinspre mamă, preotul Papinian, petrecut în 1940, îl afectează profund. Cu prima expoziție personală, ca și cu următoarele ieșiri în public, de până la sfârșitul războiului și puțin după, vorbim despre 7 expoziții personale până în 1947, Țuculescu își va asigura un loc special în linia de frunte a tinerei generații de artiști ai vremii. Mai toți exegeții operei sale identifică 3 perioade importante în evoluția artistului. Cea expresionistă, cea folclorică și cea simbolic-totemică. Țuculescu însuși recunoaște etape și schimbări de optică în creația sa. Arta specificului național este un element definitoriu pentru prima jumătate a secolului 20 pentru cultura vizuală românească. Și vei spune, da, și ei exploatau folclorul și ei construiau tot pe în jurul motivelor decorative folclorice. Motivele folclorice pe care el, repet, le reconstruiește dintr-o altă direcție. În primul rând, dintr-o direcție de cercetare, care pornește de la etnologie. Așa cum apare și e consemnat ca atare într-un interviu dat de Maria Țuculescu, târziu în anii 70, Ion Țuculescu era nu numai conștient de, ci și citise lucrări ale școlii de etnografie a lui Dimitrie Gusti. Era la curent cu asta, dar era la curent nu doar cu zona de sociologie rurală, da? Și antropologie a școlii lui Gusti, ci și cu propriile sale încercări de a merge pe cont propriu în etnologie, în sensul generic al cuvântului, studiile sale asupra studiile artistice. Une dintre ele se regăsesc chiar în colecția Muzeului de Artă din Craiova, este vestita a mască roșie, studii asupra, de pildă, măștilor din Orientul Extrem, spre sfârșitul anilor 30, când toate atașamentele lor la motivul folcloric, la lumea rurală, dispar. Atunci apar la Țuculescu. Dar la fel se întâmplă și în reflexia filozofică și antropologică a vremii. Este momentul, de fapt, când cade întreaga așteptare din artele vizuale pentru un nou discurs, da, care să fie bazat pe mediul rural, cade, atunci crește în termenii intelectuali și filozofici. E o, ce să spun, este o proliferare sfârșitul anilor 30 și pe tot parcursul anilor 40 de volume, studii, filme antropologice și etnologice, care toate se strâng într-un singur interes. În cazul lui Țuculescu s-a potrivit acest impuls creator venind dinspre magog cu impulsul straniu de cercetător venind dinspre formația sa științifică, care îl duce, repet, spre această etnologie extrem de pasională. Da, el nu reproduce măștile pe care le face, le reinterpretează, le simte dinăuntru și începe să găsească în ele aceste resurse arhaice. Arhaicitatea, nu fiecare formă în parte ca o mărgea de diferite culori pe un colan care pare mai degrabă baroc. Nu, sunt forme care până la urmă toate se leagă. Adică arhaicul, ca un fel de categorie, chiar este, ca un fel de categorie transculturală, trecând prin mai multe culturi, inclusiv trecând prin cultura română, devine la el pivotul. Nu ca la arta specificului național, în care este singurul pivot, este fiecare zonă și zonișoară culturală, artistică, românească, folclorică, reprezentată, țărânci din Săliște, de pildă. Încet, încet, cum spune el, între 45 și 47, el numește o mutație. Iar mutația are loc ca într-un mediu experimental. Face o colecție de covoare. În cazul lui Țuculescu, vreau să vă zic asta, că într-o a doua perioadă care vine după anii 45-47, când spune că se produce mutația, e o mutație
cum spuneam, într-un mediu aproape experimental, într-o relație intensă și permanentă, redat într-o discuție chiar și de către doamna Alice Suculescu, discuție cu mine, de către doamna Alice Suculescu, nepoată artistului, care spuneam că de înconjurat era artistul, pe de o parte de opera sa, pe de altă parte de covoarele oltenești. Oltenești. Punctul de cotitură decisă către folclor este fixat chiar de artist. În 1947 am suferit o nouă mutație. Strânsesem o colecție de scoarțe oltenești vechi. Trăind în mijlocul lor, am fost așa de pătruns de spiritul lor, încât nu le vedeam decât pe ele peste tot. Pictura făcută înainte mă nemulțumea profund. Linia picturii românești, moderată, cu minte, nu mai convenea. Voiam să caut altceva, folclorul. Am lucrat atunci o serie de câteva zeci de peisaje în care înlocuiam cu motive de scoarțe, pomii, norii, florile. Pământul era așternut cu motive oltenești, cerul de asemenea era tot după modelul scoarțelor. Au fost ani grei pentru Suculescu. Fără să facă concesii, fără să se alinieze artei realismului socialist, nu are nicio șansă să expună, să participe la viața artistică. Se refugiază oarecum în activitatea științifică. Lucrează ca cercetător, colaborator extern al Academiei Române din 1950 și ca șef de lucrări la Spitalul Brâncovenesc din 1951 până în 1954. Realizează numeroase studii și cercetări publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate. În perioadele când a lucrat ca cercetător, avea salariu, bineînțeles. În perioadele când renunțase la aceasta, tanti Meri era cea care lucra. Ea era fiind doctoriță. Ea câștiga, ea ținea familia în perioada aceea. El strângea banii cu mare, era foarte econom, ca să cumpere lucrări. Tablourile alea de Lucian și de Andreescu și de... avea și unul sau două, în orice caz, o Veneție de Pătrașcu, de care mi-am amintesc, avea un cap de copil de Tonița. Lucien a avut mai mulți, a avut chiar și Andreescu, care sunt tablouri rare. Deci el le cumpăra fiind foarte econom. Banii în familie aducea soția lui, care era medic. Țin minte că lucra la o policlinică pe strada Galați. Ea a contribuit enorm la opera lui Suculescu. În primul rând, fizic. Ea întindea pânzele în pod acolo unde aveam eu cămăruța cu un chepen de ăsta, un luminator de unde venea lumina. Și ea le prepara. Existau atunci pânză la metro, așa, italiană, cum există acum. Se cumpăra pânză de in, se bătea în cuie, se prepara cu Singvescu, după o rețetă a lui Tonița. Vindea atunci ceva? Nu a vândut, eu nu țin minte să fi cumpărat cineva vreo lucrare. Și atunci cum vă explica susținerea asta din partea soției? Pentru că se zice că femeile sunt mai pragmatice, așa. Nu, dintr-o dragoste care era peste firesc. Absolut. Era o femeie extraordinară și frumoasă. Suculescu continuă să picteze cu fervoare și va organiza în 1956, în locuința proprie din strada Lizeanu numărul 5, o expoziție în special cu lucrările din perioada folclorică. Deși marginalizat total de sistem, artiști și critici, dar și scriitori, vin să-i vadă lucrările. M-am dus cu inima așa cât un purec să văd această expoziție. Cu toate pânzele acestea scoase de pe șasiuri, a făcut o expoziție pe jos. Și era ca un labirint extraordinar, pășeai printre capodopere, pe niște cărări numai de el concepute, pentru că era acolo un program iconografic pe teme, pe asta,
și îți dădea posibilitatea să le decelezi. Frunzeti îl vizitează și, cum să spun, Frunzeti era un om ajuns. Frunzeti era un om de valoare. Deci erau ajunși și non-valori și cum să spun, și turnători de toate felurile erau ajunși. Nu, Frunzeti era un om de valoare. Dar iată, poate că e și mai semnificativă remarca unui om de valoare care aproape șocat de faptul, de izolarea lui, de izolarea unchiului meu, de faptul că se ținea departe de ei. Și Frunzeti îi spune, domnule Țuculescu, vă dați seama, ca omul ajuns care vorbește cu cineva care, domnule Țuculescu, dumneavoastră ați trăit 10 ani în pijama? Cu alte cuvinte, noi ăștia ne-am dat seama că timpurile s-au schimbat, că trebuie să faci concesii. Abia în 1957, după un deceniu de absență, îi vor fi acceptate 3 lucrări la o expoziție de grup. În ultimii ani ai vieții are loc o nouă mutație în limbajul său plastic, care se abstractizează, devenind o lume a semnelor și simbolurilor. Puțin prezent în viața artistică, artistul caută răspunsuri doar în arta sa, luptându-se cu propriile viziuni. Parcurge astfel ultima etapă a drumului către non-figurativ, reîntorcându-se la un fond arhaic, la un limbaj primitiv, al cărui sens originar pierdut este reinventat pe cont propriu. Țuculescu a dat o interpretare foarte personală și cumva autohtonă sensului de simbol modern, simbol așa cum se vehicula el în arta modernă occidentală. Țuculescu era nu doar un om foarte hăruit de la natură, cu un talent nativ excepțional, dar era și un om cultivat care văzuse destule expoziții de artă în Occident, în călătorile sale de studiu, și care știa să absoarbă ceea ce îi se potrivea propriului său temperament, care era un temperament de tip expresionist, aș zice eu. Pe acest fond de temperament și de absorpție culturală, el a descoperit cumva lumea fabuloasă a simbolisticii rurale, tradiționale românești, care era, de fapt, cumva accesibilă prin originile sale oltenești. Țuculescu a știut să fie sensibil la această dimensiune a simbolurilor lor populare, pe care le-a preluat, le-a absorbit într-un mod organic în arta sa și le-a dat o vibrație modernă. În cazul lui este un fel de osmoză între dimensiunea aceasta a naturii și dimensiunea psihicului uman, pe care a reușit să le îmbine într-un mod excepțional. În noiembrie 1961, o necruțătoare boală se declanșează brusc. Deși conștient de urmări, refuză să se interneze imediat, fiind într-o perioadă de febrilă creație, atât științifică cât și artistică. În ianuarie 62, starea sănătății fiind foarte gravă, medicii insistă să se interneze. Le cere încă 3 zile răgaz pentru a-și picta testamentul artistic. Se stinge din viață la 27 iulie, la doar 52 de ani, fiind îngropat la cimitirul Cernica. Este condus pe ultimul drum de familie, dar și de câțiva artiști. Ion Mirea, Octav Angheluță, Ion și Ariana Nicodim, Paul Gherasim, Radu Bogdan. Deși artistul iese din scenă, soarta operei sale nu era încă hotărâtă. Nici măcar episodul retrospectiv din 1965, evocat pe larg la începutul acestui film, nu va hotărâ statutul său în posteritate. Căci încercările mai mult sau mai puțin inspirate ale statului comunist de a-l exporta pe Țuculescu
prin participarea cu 80 de lucrări ale sale la cea de-a 33-a Bienală de la Veneția în 1966, apoi prin organizarea unui turneu internațional european și american în următorii ani, nu vor da roadele așteptate. Plan internațional n-a avut. Eu de altfel și insist, încercând să aflu dacă s-a dorit asta. Cred că nu s-a dorit. Marele succes nu este impunerea în ierarhiile internaționale a unei figuri culturale, ci este consolidarea poziției acesteia pe plan intern. Cred că asta s-a urmărit și în cazul lui Țuculescu. Iar asta a funcționat. Comarnescu o luase școlărește așa, să înceapă cu primele lucrări și să ajungă la cele grele. Și Nicolet îmi spunea, nu, începeți cu cele mai bune, cele mai explozive și convingătoare, puse de cum intră vizitatorul să fie covârșit. Și pe urmă, dacă se interesează de restul, face restul pavilionului. A fost imposibil să-l convinge și eu cât eram de veloce, n-am putut. El le-a pus așa cum e, ceea ce eu cred că pierdea. Făcea ca expoziția să începe, poate nu oboseai, da? Nu mai era acel entuziasm, acel eclat, așa, pentru că în pavilionul german, de exemplu, era o singură lucrare într-o enormă casă, pavilionul german, al lui Baselitz, în mijlocul acestui. Și făcea, avea un efect extraordinar. Fiind publicat și dosarul lui Petru Comarnescu de informator al securității. Deci o imagine, nu mai pot să mai spui că era strict bine intenționat. Omul era un posedat de securitate. Era posedat în mai multe sensuri. Nu că era doar sub controlul lor, ci era în vinele lui. Este cunoscută și mi se pare de o stupiditate ridicolă astăzi modul în care Petru Comarnescu negocia schimbul de lucrări cu Metropolitan, dar sigur și cu Muzeul de Artă Contemporană din Roma, și cereau la schimb pentru o lucrare Țuculescu 2 de Chirico, în Franța cereau 3 Picasso și ceea ce evident că lipsa asta de profesionalism a dus la, de fapt, la îngroparea lui Țuculescu pe plan internațional. Pentru moment, cel puțin. În 1973, în vară, în urma donației făcute de Maria Țuculescu, se deschide la Craiova Muzeul Țuculescu, care va ființa până în 1978, când clădirea ce îl găzduia din centrul orașului va fi demolată. Astăzi, această donație îmbogățită de achiziții făcute de Muzeul de Artă în anii 70-80 se constituie în cea mai numeroasă și importantă colecție Țuculescu din țară. Recuperat în parte de cultura română în anii din urmă, după o altă lungă perioadă de tăcere, Ion Țuculescu încă așteaptă să fie descoperit în toată complexitatea și valoarea sa. Niciodată, după moartea sa, Țuculescu n-a fost un artist ieftin. Întotdeauna lucrările sale s-au vândut scump, fie pe piața neagră, fie pe piața albă. Iar dacă lucrările sale se vând începând de la câteva zeci de mii de euro până la câteva sute de mii de euro, nu multe, dar totuși peste suta de mii de euro, chiar 200 de mii de euro au atins unele dintre lucrările sale, asta înseamnă că e o cotă reală, nu ca cea făcută artificială în 1965, și îmi dă încredere în destinul său. E aproape revoltător că destinul unui om de acest calibru și de această calitate s-a putut frânge atât de rapid. El abia intrase în faza lui de, să spunem așa, pictură expresionistă, abstractă, de mari dimensiuni, de mare forță.
cu care ar fi concurat, cred eu, și pictura lui Jackson Pollock, dacă ar fi fost cunoscut. A murit prea devreme. Bietul Țuculescu.